Bună seara, dragi prieteni! Bun găsit la o nouă emisiune a postului România Civică. În seara aceasta vom urmări să ne umplem sufletul de bucurie, de frumos, de dumnezeire. Și în acest sens l-am invitat pe domnul Corneliu Șerban Popa, unul dintre puținii artiști autentici pe care eu personal i-am întâlnit. Bună seara, domnule Șerban Popa! Bună seara, cu multă plăcere! Salut postul Rock TV și pe prietenul meu Marvin, îl întâlnesc cu câta oară? A treia, a patra oară, parcă. Da, noi am mai făcut emisiuni împreună Și toate au fost foarte interesante. Avem tendința să ne lăsăm răpiți de știrile de ultimă oră, suntem concentrați pe realitatea geopolitică, dar adeseori scăpăm din vedere că ne confruntăm în profunzime cu un fel de război spiritual. Nu exagerăm dacă spunem asta. Este vorba despre un conflict al concepțiilor, un război care ne pune în pericol stabilitatea și puritatea sufletului. Tocmai despre aceste lucruri ne va vorbi domnul Corneliu Șerban Popa. Am intitulat această emisiune împreună Firescul natural și dumneavoastră, domnule Popa, o să ne explicați mai exact cât de important este acest firesc natural și la ce se referă. Înainte să intrăm în discuția propriu-zisă, ca de obicei, vă rugăm, dragi telespectatori, să distribuiți această emisiune, să vă abonați la canalul România Civică, pentru că, după cum știți, dacă nu ne ajutați, Facebook-ul are grijă să ne limiteze drastic vizualizările și să ne ascundă într-un colțișor al spațiului virtual și atunci informațiile pe care noi urmărim să vi le oferim din suflet, de cât mai înaltă calitate, rămân accesibile unui număr limitat de români. Așadar, domnule Șerban Popa, ce înseamnă firescul natural? La ce vă referiți? Am plecat în studiul meu în căutarea modului în care Dumnezeu, care este numit de anumite secte sau anumite mișcări spirituale drept marele designer, Dumnezeu a creat cerul și pământul. În această lucrare, de aici a ieșit, de fapt, ceea ce numim cu toții firescul natural. Este prima creație. Prima creație care este actul nostru de naștere al umanității. Iar omul, așa cum l-a numit prietenul tatălui meu, Mircea Eliade, este homo religiosus, că a fost o rădăcină de copac, că a fost o scorbură sau a fost o peșteră. Peste tot, omul, din cele mai vechi timpuri, el a lucrat simbolul. Simbolul este legătura între realitatea văzută și realitatea simțită și gândită. Această libertate a omului de a-și inventa credința este un lucru extraordinar. Vechii vânători de mamuți își puneau mâna pe perete și își desenau în jurul degetelor și mâna aia desenată, acolo îi puneau brontozaurul sau dinozaurul care vreau să-l vâneze. Mâna simboliza acest lucru. Eu, ca un brontozaur, am făcut în Canada o școală de artă care are un simbol, o mână asupra unei case, Maison des Arts. Și casa aceea este, de fapt, în tricolorul românesc. Cred că este cel mai patriot simbol și logo pentru România. E foarte interesant modul în care vedeți lucrurile. Întotdeauna m-a fascinat modul dumneavoastră de a exprima foarte plastic ideile, foarte sugestiv, într-un mod care pentru mine este evident că vine din suflet și dintr-o mare experiență de viață. Acum, v-aș ruga, domnule Șerban Popa,
Să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. Aveți o experiență uriașă, ați locuit în Canada, ați avut expoziții de artă plastică, de picturi, de sculpturi în foarte multe locuri. Aveți foarte multe proiecte. Nu o să ne ajungă spațiul. Mă duceți către un teren care este, ne va ocupa prea mult și interesul pe care l-am în seara aceasta este să pun niște puncte pe care oamenii și în viteza problemelor pe care le trăim, poate mai scapă din vedere. De ce vreau să duc la ideea că în mod natural omul, da, el prin arta omului este o artă însuflețită, că e făcută de om. Este o artă emotivă care te învață și te invită la zbor. Reverie. Deci să ieșim din orizontala vieții, această supapă prin care omul se poate ridica și atunci vom fi liberi și să nu ne lăsăm în niciun caz încătușați în inteligența artificială. Corect. Dacă vreau să creez în oamenii care ascultă un sindrom și o prăbușire, imaginați-vă un Romeo și Julieta care funcționează pe inteligență artificială. Este un pericol foarte mare care lovește însă și în inima iubirii. Și noțiunea de iubire prin această inteligență artificială este caput. Zborul, atunci ce facem? Îl transformăm în prăbușire? Eu aduc mărturie la ceea ce a spus dumneavoastră înainte, că 40 de ani ai mei de exil în partea cealaltă a oceanului și un loc rezervat în Muzeul Exilului pe care l-am și sper să se deschidă la toamnă, cum se spune, la Craiova. Deci 40 de ani de exil în afara țării, dar ceea ce consider că e pentru mine este o mare suferință, eu sunt de 3 ani de zile, mă consider în exil în propria mea țară, alături de poporul meu. Și de aceea vă aduc o mulțumire deosebită profesorului Colceag și dumneavoastră, domnul Marvin, pentru că mulțumesc. Și postului ROC TV, pentru că, uitați așa, am reușit încetul cu încetul să zic că mă aflu și eu în treabă și caut să fiu de folos celor din jur. Cred că dacă toată lumea ar spune această rugăciune, ajută-mă, Doamne, să fiu de folos celor din jur, nu vor mai fi divorțuri în familie, nu se vor mai certa oameni în familiile lor sau chiar în țara lor, sau țările între ele nu se vor certa. Nu e o altă atitudine. Nu va mai trebui să fie niciun fel de conferință de pace, pentru că în momentul în care te gândești ce facem, noi facem rău adversarilor noștri, dacă ne punem problema să fim de folos unii altora, se termină tot. Până la urmă, acesta a fost și îndemnul Domnului nostru Iisus Hristos. Iubiți-vă unii pe alții și iubiți-L pe, da, Domnul Dumnezeu. Da. Deci, opera mea este sub semnul să recunoaștem darul primit. Da. Și darul primit este pentru că l-am recunoscut. Toți îl cunoaștem pe Iisus, dar nu-l recunoaștem. Nu toți îl recunoaștem. Asta Această viață este darul primit. Și tot ceea ce am primit, dacă am înțeles ceea ce am primit, dacă am înțeles și am prețuit ceea ce am primit drept cadoul, e cel mai mare. Nu are nimeni o justificare că există un cadou mai mare decât viața primită și o viață și sănătatea primită. Dar unde merge? Când vorbim de rolul artistului în societate, artiștii pot să creeze avangarda secolului, avangarda dintotdeauna a fost posibilitatea de a sări peste gard, de a, tu ca artist, să întrevezi ceea ce va veni și tu să simți
prin sensibilitatea ta exacerbată, să simți acest lucru și să poți să-l împărtășești. De aceea ești un artist de avangardă. Dar ce se întâmplă cu avangarda de acum? Unde ne duce această avangardă? A fost coruptă. A cam dispărut. Mai ne îndreptăm spre lumină sau ne ducem în prăbușire? Unde sunt criticii de artă de altă dată? Nu mai avem nici critici de artă. S-a lucrat pentru asta. Orizontul real este plin de semne. De semne de întrebare și de știri apocaliptice, înfiorătoare. Oamenii sunt înfometați după puțină liniște. Hai să facem câteva panseluțe, a spus cineva. Și ce facem? Un pic de primăvară. Să punem, de ce ne punem plapuma peste cap? Ca să nu ni se audă gândurile noastre. Asta este o imagine. Da. Trebuie să avem curajul, gând, măcar al gândului. Trebuie să îndrăznim. Că Mântuitorul a spus și eu am îndrăznit, îndrăzniți și voi. Știm că toată lumea e foarte grăbită și fiind grăbiți, găsim scuze că nu mai gândim. Ce, domne, sunt de grăbit că eu trebuie să mă învârtesc în societate, să pot să mă descurc. Și uite așa am ajuns la epoca, dacă am avut epoca pietre, epoca așa, eu am descoperit și epoca sticlei, între altele. Am spus secolul 20 a fost secolul sticlei, pentru că era și arhitectura și tot toate computerele sunt făcute pe bază de siliciu. Am ținut o conferință pe chestia asta la congresul din America, al Academiei Romano-Americane. Dar mă întorc la sindromul titirezului. Titirezul nu se învârtește el. Dacă ajunge să gândească puțin, își dă seama că el se angajează să lucreze ca să fie învârtit. Îi se dă șansa să fie titirez activ, învârtit cu o anumită viteză. E frică dacă se reduce viteza că se va prăbuși. Exact. În altă ordine de idei, ce gânduri mai am pentru ziua de astăzi este să înțelegem frumusețea diamantului. Diamantul este cea mai pură sticlă, iar tăria diamantului e dată de puritatea lui. Și apare în mod natural. Și bine, sunt și diamante artificiale, dar nu se compară. Și atenție, în societate multe diamante au fost băgate, poate chiar voit, în noroi. Clar. Dar un fel de lămurire a diamantului, așa cum aurul se extrage prin lămurire, că șistul este băgat în foc și rămâne aurul pur, tot așa diamantul mai ușor poate fi lămurit prin spălarea lui, de noroiul care l-a cuprins și în care a fost băgat, poate de copita calului, și l-a îngropat în mocirlă. Însă, un lucru e cert. În momentul în care ai scos diamantul și l-ai spălat, el va străluci în frumusețea luminii soarelui care va cuprinde. Și atunci n-am decât să dau încă o dată dreptate vărului meu, Nichita Stănescu. Chiar era vărul dumneavoastră? Da, nu mor caii când vor câini. Foarte interesant. Iar ce pot să spun, sfinții închisorilor îi putem considera drept diamantele neamului românesc. Apropo de imaginea foarte profundă pe care ați zugrăvit-o cu diamantele, vreau să completez că chiar dacă diamantul a stat în noroi, el rămâne nealterat datorită purității și valorii lui extraordinare. Așa da. Și cu
spiritul unei națiuni sau a unui om, chiar dacă întâmpină vicisitudini, este îngropat în obstacole, în probleme, valoarea adevărată va răzbi până la urmă. Pe vremuri mă scriam astfel de lucruri și spuneam că mă recomandam drept vis unui tânăr artist român înflăcărat de bucuria de a trăi și mărturisi imposibilul epocii. Pentru că, de fapt, asta este chemarea care noi o trebuie să avem, să realizăm imposibilul alături cu ajutorul lui Dumnezeu, să depășim momentele mari de criză, să nu ne lamentăm, ci din contră, cu liniște și cu pace în suflet, să putem să ne păstrăm cu adevărat valorile, pentru că asta este esențial. Și principalul lucru, să rămânem oameni, oameni, oameni. Eu am spus pe planeta noastră, care este suprapopulată, este o mare lipsă de oameni. Bine, asta cu suprapopularea este o imagine indusă de globaliști. Evident. Nu aș spune că e chiar așa. Planeta are resurse foarte mari, dar ei merg mai departe și spun că pentru că suntem prea mulți, trebuie să reducem populația. Evident. Dar nu intrăm în discuția asta. Nu. Pentru că nu mor ca ei. Corect, cum zicea vărul dumneavoastră. Da, în cât asta. Da. Nu pot să vă povestesc așa decât că am fost răsfățat de Dumnezeu cu, cum să spun, seri care le petreceam cu Nikita, cu Nea Tomiță, cu Toma Caragiu, cu Ernest Maftei, cu Dumitru Fărcaș. Erau cu pictorul Bandac. Erau niște seri interminabile în care, cum să spun, zburda și filozofia și poezia și tot ce este frumos. Pe ce linie erați văr cu Nikita Stănescu? Aveați o mătușă care era mama lui sau cum? Deci unchiul meu, am avut de doi unchi, pe generalul Cristea Stănescu și Călaie Stănescu. Iar mama lui Nikita era, cum să spun, de viță nobilă rusească chiar. Și era rudă cu unul dintre generale, sau mă rog, era soția... Soția lui Călaie Stănescu, da. Așa, da. Foarte Iar interesant. Mai frumos este că eu am, cum să spun, bucuria să fiu alături de Nikita și de Magdalena Popa, balerina. Suntem trei veri care suntem în enciclopedia identității românești, lansată de academicianul, Dumnezeu să-l odihnească, Răzvan Teodorescu. Da. Este o enciclopedie făcută de Elena Țară Lungă și difuzată la București de Institutul European. Sunt lucruri frumoase. Astea sunt cele mai importante lucruri care trebuie să le spunem și să le conștientizăm, pentru că există la români această, cum să spun, cenzură care se face că nu trebuie să mărturisești. Din contră, se și spune, dacă voi veți tăcea, cine vor vorbi? Pietrele. Da. Există o tendință de... Sună dur, dar ăsta e cuvântul cel nou, îndobitocirea populației. Oamenii sunt orientați către superficialitate, valorile adevărate sunt ascunse, tot mai multe edulcorate, să nu mai aibă oamenii acces la ele. Dumneavoastră sunteți un astfel de diamant de care vorbeam mai devreme, care v-ați păstrat puritatea și strălucirea și prin această emisiune vrem să vă scoatem la lumină. Domnule Șerban Popa, dacă îmi dați voie, aș vrea să arăt câteva imagini despre activitatea dumneavoastră. Sunt și câteva imagini ale unor lucrări pe care le-ați făcut și o să le comentăm pe scurt, adică dumneavoastră. Sigur că da. Cu multă plăcere. Da. O secundă. Ahem.
Așa. Deci o să arăt acum imediat imaginile respective. Și o să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți câte ceva despre ele. Cred că se vede această imagine, da? Da. Este ziarul Luceafăru din Montreal, care era editat de prietenul meu Dan Fornade. În ce an a apărut acest articol? Și în fotografie aveți un aspect de al expoziției cu ocazia 10 ani de activitate al Asociației Constantin Brâncuș. Ceea ce este foarte important de spus este că în viața mea această organizație la care am fost și președintele acestei ONG dedicată lui Constantin Brâncuș, nu banda parcă eu sunt un om care îl respectă întru totul și îl înțeleg pe Brâncuș, pentru că el a mers în analiza lui spunând că frumusețea totală a unei pietre este când este rostogolită și piatra colțuroasă, rostogolită de pureiaș, își păstrează doar inima ei. E, acea inima a pietrei este cea care l-a mobilizat pe Brâncuș în toate opera lui. Vă mărturisesc acest lucru pe care în general se uită și nu se știe. Deci a ajunge la puritate totală și la reducere, cum să spun, a tuturor lucrurilor care sunt accidentale și neesențiale în forme. De aceea Brâncuș a reușit să facă niște sculpturi de o înaltă filozofie. Așa, articolul pe care l-am afișat și pe care o să-l arăt din nou, în ce an a apărut aproximativ? Pe din afară nu prea pot să vă spun, decât că sunt poate chiar și 30 de ani. Aha, am înțeles. Bun, iată o operă de-a dumneavoastră, cum se numește și ce simbolizează? Deci aceste aripi de Icarus, făcute din sticlă, ce este interesant este că la acea expoziție am făcut și o lucrare făcută din 9 panouri, care când au venit oamenii la expoziția Brâncuș, am schimbat pe dolar, am scos Regina Angliei și am pus fotografia lui Constantin Brâncuș, spunând că sunt dolar Brâncuș. Oamenii toți au primit acești bani Brâncuș, cu care ei au cumpărat diferite lucrări și în felul acesta, cel care a primit cele mai mulți dolari Brâncuș, ăla a fost cel care a primit premiul de popularitate al expoziției noastre. Deci, până la urmă, piesa asta, lucrarea aceasta, la ce se referă? Chiar la dolari respectiv? Nu. Cu ocazia acestei, când am prezentat această lucrare, am organizat această, cum să spun eu, tragere la sorți, de fapt. Însă, e foarte interesant când îi dai omului posibilitatea ca el să-și exprime într-un preț de dolar care el i-a primit, să se exprime și să evalueze operele de artă care sunt. Deci este un aspect care, în general, în expoziții, omul este mai puțin implicat sau chiar dacă nu este puțin implicat, el nu se exprimă. Da, totuși, spuneți-ne cum se numește lucrarea și ce ați vrut în realitate să arătați prin această lucrare. Că am înțeles că... Sunt aripile de lui Icarus. Aripile lui Icarus, da. Foarte sugestiv. Bun, iată aici un articol în care e vorba de centru de expoziție Constantin Brâncuș, este scris în limba franceză, dacă ne puteți... Și articolul este scris de dumneavoastră.
Nu? Că pare da, că e unul, Șerban Popa. Da, 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 e scris de dumneavoastră și în imaginea care apare sunt niște lucrări, niște picturi. Domnule, ceea ce este foarte important este că am reușit cu această asociație să facem expoziții chiar internaționale, chiar și George Apostu, mare sculptor, a expus la Montreal datorită nouă. Deci am avut un spațiu în care invitam chiar artiștii care erau de sus din Quebecuaj, care erau sau de diferite origini, de origine chiar chineză, rusească, deci toată lumea era invitată. Noi artiștii, noi românii, invitam pe alții la evenimentele organizate de noi. Asta deci, iarăși e un lucru deosebit. Era o comunitate de români. Da, noi eram vreo 50 de mii, dar eu am mai fost vicepreședinte la o galerie de artă Observator 4, care era tot așa multiculturală. Tot deci, în Canada. De tot în Canada, dar am lucrat foarte mult în tot felul de lucruri, pentru că vă spun ceea ce a dominat. Eu am căutat totdeauna să pot să lucrez și să nu-mi pierd timpul în disensiuni. Pentru că chiar acum trăim momentul acestui război. În război se cheltuiesc niște forțe fantastice și se pierde un timp care poate fi folosit mult mai inteligent. Aici este toată problema. Eu totdeauna când am văzut că ceva se blochează, când am văzut că ceva devine periculos și va mânca din marele tezaur al meu de viață. Aici, pe mine nu mă interesează banii. Mă interesează ca eu să economisesc viață. Oamenii merg ca să câștige o pâine și ei plătesc viața lor, care nu vor mai avea a doua viață, pentru câțiva firfirici care ăia se vor devaloriza. Da. Spuneți-mi, vă rog, cât timp ați locuit în Canada? Începând cu ce an? Aproximativ. 84, vă spun sigur. În 84, exact înainte de Chernobyl, am ajuns pe teritoriul american și, practic, eu acum 3 ani, până acum 3 ani, eu am fost în Canada, am venit mereu în România, am avut o prezență și aici cu Congresul Mediilor Românești de Pretutindeni. Deci am cunoscut personalitățile, deci eu practic oarecum n-am plecat din țară. Pot să spun mai curând o imagine. Am trăit crăcănat, în sensul că un picior îl aveam pe continentul american și un picior îl aveam în patria mea iubită. Deci ați avut aproape 40 de ani da. În care ați locuit în două sigur continente, da. Să zicem așa. Da. Bun, o să continui să arăt imaginile respective. Așadar, am pornit de la această imagine cu expoziția din Canada și iată aici o aniversare a 10 ani de expoziție artă vizuală Constantin Brâncuș, Montreal, 1992. 92, da. Asta este... Asta este... Deci în 92, uitați, am găsit răspunsul când am făcut marea expoziție de aniversare 10 ani. Da, da, da. Era și articolul respectiv. Foarte frumos că ați păstrat valorile românești și în Canada și le-ați arătat și altora. Minunat. Cine caută pe numele meu tot felul de lucruri pe internet, vor găsi că eu am avut două marote, cum se zice. Eu am fost cu țara, cu cultura neamului românesc și cu credința mea. Acolo da. Este o fotografie cu Vincent de la Noce, care era reprezentantul primului ministru Brian Mulroney, care a venit la prima mea expoziție. Ia uitați cum arăta când a ajuns în Canada și a făcut prima lui expoziție la Laval.
Deci, deci noastră sunteți cel din dreapta, primarului da? Din Laval. Noastră sunteți cel din dreapta și în mijloc este primarul Vincent de la Noce, care era deputat de Duvernay și un om cu totul apropiat de Brian Mulroney, primul ministru. De altfel, este el care m-a mânat din partea lui Brian Mulroney certificatul de merit d'accomplissement artistic, semnat asta, de David Crombie, care a fost un fel de Henry Kissinger al Canadei. Al Canadei, da. Da, ați avut contacte la nivel înalt și opera noastră a fost recunoscută chiar oficial. Avem... Pot să vă... Asta este certificatul de merit d'accomplissement artistic. Eliberat de? Secretariatul de stat al guvernului Canada și semnat de David Crombie. Aici e semnătura lui David Crombie. Da, în anul 1992 sau cât? Că nu se prevede. 1900, nu mai văd nicio calumă. 1986. 86, extraordinar. Deci, la 2 ani după ce ați ajuns în Canada, deja erați recunoscut de primul ministru. De altfel, vă spun acum așa o anecdotă. Da. La un moment dat am plecat, am vrut să ajung în Statele Unite și m-a întrebat la ambasadă, zice, dumneata, cu ce te ocupi? Zic, sunt artist plastic. Și zice, dar unde lucrezi? Zic, nu lucrez, sunt parenat de guvernul canadian ca să vin în Canada. Zic, ce domnule, artiști ca dumneata mai sunt și pe la metrou. Și m-am enervat foarte tare și l-am întrebat, domnule, dumneata, mai stai mult aici la serviciu? Că eu vreau să vin să-ți aduc, să-ți arăt ceva. Și m-am suit într-un taxi și m-am dus din puținii bani care aveam și m-am dus și am adus un catalog. Și în catalogul respectiv era scrisoarea lui Brian Mulroney pentru Șerban Popa, în care își permitea să mă tutuiască primul ministru. Da, și am spus, domnule, eu vreau să plec acum la președintele Reagan ca să iau și de la el o scrisoare. E, vreau să vă spun, atunci ambasadorul a fost chemat și ambasadorul al Statelor Unite mi-a cerut pașaportul și am sfeclit-o. Zic, ce mă fac eu acum? Și nu mă așteptam. Mi-a pus o ștampilă cu viză pe viață de intrat în Statele Unite. Pașaportul încă mai există. Încă aveți această viză. Da. Da. Dar nu mai era cazul, pentru că eu, după, în calitate de canadian, eu în decurs de 2 sau 3 ani, nu mai știu cât era, mă bucuram de toate drepturile de intrare. Ulterior s-a făcut ALENA și de când s-a făcut unirea dintre Statele Unite, Mexic și Canada, atunci s-a repus în mișcare problema vizelor sau pașaportului și mai tare ne-am separat. Deci aveți și cetățenie canadiană, da? Da, da. Da. Bun, haideți să continuăm. Vedem aici o imagine de la o expoziție. Dumneavoastră sunteți aici în stânga ecranului. Aici este reprezentanta primăriei. Aici este chiar primarul și reprezentanta primăriei pentru probleme de cultură. Aici aveți în spate panoul cu mai multe lucrări care au fost practic date oamenilor. Da. Foarte frumos. Aici, din aceeași expoziție? Da, da, dar a fost fotografia al negru, de data asta e color. Da. De remarcat este că panotajul și totul arată cu adevărat profesional pentru vremurile de atunci. Și toate lucrările expuse sunt făcute de dumneavoastră? Nu, 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 nu. Au fost 29 de artiști la această expoziție. Da, da, da. Minunat. Aici este Monsieur Vincent de la Noce și doctorul Arcelin, care era președintele
multiculturalismului canadian. Așa. Și dumneavoastră... Aici este Corina Circa, mezzosoprană, cu o bijuterie făcută de mine. Ea era, practic, purtătoarea unui premiu Pavarotti. Da, da, da. Și dumneavoastră erați unul dintre organizatorii întâlnirii? Nu, este chiar expoziția mea personală. Aha, da, da, da. Prima expoziție în Canada. Da. Aici? Asta este directoarea galeriei din Laval și cu Vincent de la Noce. Le-am prezentat o sculptură care se intitula E.T. Adică extraterestru. Da, da. Și e făcută din sticlă optică, ceea ce este un lucru cu totul deosebit, de ce prietenul meu, Dumnezeu să-l odihnească, inginerul Negreanu, este cel care a făcut sticla optică în România și împreună cu el am colaborat și ca în semn de prietenie mi-a oferit posibilitatea să introduc o țeavă de suflat într-un cuptor de sticlă optică, pentru că acolo, practic, nu ai voie să introduci nimica, că se alterează calitatea sticlei, pentru că asta era sticlă pentru microscoape. Dar care e diferența dintre sticla obișnuită și sticla optică? E foarte simplu. Sticla obișnuită are totdeauna, datorită compoziției chimice, are totdeauna o tendință de a deveni verzulie când are grosime. Sticla optică, oricât de groasă ar fi, rămâne transparentă. Am înțeles. În color. Da, mergem mai departe. Iată o imagine foarte frumoasă. Nu, aici, da. Aici suntem pe Tăpșan la noi în curte. În România sau în Canada? Aici suntem tot în Canada, dar zic eu pe Tăpșan la noi în curte. Soția mea alături de mine. Aici am sărbătorit 30 de ani de Canada. Iar cu ocazia acestui eveniment, ia uitați, un tablou care am oferit mai multe tablouri și certificat de merit de purtător și mărturisitor de suflet românesc. Da, și este de remarcat. Erau oferit toate tablourile și diplomele respective, erau oferite din partea Fundației Corneliu Șerban Popa. Fundația Corneliu Șerban Popa este mai bogată decât fundațiile lui Bill Gates, pentru că Fundația Corneliu Șerban Popa nu a luat nimic de la oameni și de la niciun fel de alte organisme și organizații. Fundația avea o singură menire, numai să dăruiască. Da, cred că vă referiți bogată spiritual, pentru că... Nu, bogăția în sensul că în momentul în care faci ceva cu lucrul care l-ai primit, e un semn de sărăcie. Da, am înțeles ideea. Și asta am vrut să scot în evidență pentru telespectatorii noștri. Faptul că dumneavoastră după 30 de ani de Canada erați încă foarte ancorat și ați rămas în valorile românești, erați îmbrăcat în straie românești, este absolut meritoriu, pentru că știm că mulți români care pleacă în diasporă, cum se spune, își cam pierd gradat rădăcinile cu neamul și... Își pierd și limba maternă. Să fie asimilați de cultura respectivă. Pe când dumneavoastră ați fost ca un ambasador al României și ați arătat valorile noastre minunate. Ca doctorii fără arginți. Da. Foarte frumos. O să mergem mai departe. Vedem aici o lucrare... Apropo, pardon, iertați-mă. La acest eveniment a participat și, Dumnezeu să-l odihnească, Victor Socaciu, consul general al României. Da, vă referiți la acest eveniment. La acest eveniment care s-a făcut la noi în curte,
cu mai multă lume, că a fost sărbătorirea de 30 de ani de Canada. Da, și era și Victor Socaciu. Da. Bun, aici avem o lucrare. La prima vedere, eu personal nu prea înțeleg despre ce e vorba. Dacă vreți să ne explicați. Deci, asta face parte dintr-o suită de piese care au fost, între altele, expuse și pe Champs-Élysées, la, cum se spune, Champs-Élysées, pe 66 Champs-Élysées, este un eveniment în care eu am fost introdus în acordul cultural româno-francez pe partea franceză. Deci Conrad Ibareș, președintele, are metier din Franța. Practic mi-a făcut această onoare să pot să expun pe Champs-Élysées și uite că tematică este din seria lucrărilor de sticlă, sticla în Duhul Pământului. Da. Deci, Duhul Pământului, Champs-Élysées la Paris, că nu toată lumea știe. Da, da, da. Iar, practic, eu am fost găzduit de către Ministerul Afacerilor Externe al Franței. Toate documentele se găsesc la Muzeul Exilului. Muzeul Exilului unde este? Se va deschide în toamnă. Da. Acum. Deci încă nu există, da. Se va deschide la toamnă. Colecția există, dar încă nu s-a organizat totul. Și unde se va deschide Muzeul Exilului? Se cheamă Casa Dianu, care a fost restaurată magistral, magistral. Este ceea ce doresc ca românii, toate fondurile care le-au primit de la Europa și le-au folosit, să le folosească la fel de bine pe cât le-a făcut directorul Lucian Tindirică, care a avut inițiativa să lanseze un proiect european și a fost onorat cu 4,9 milioane de euro. Aha. Și Muzeul Exilului în ce oraș va fi? Craiova. E chiar lângă clădirea Mitropoliei din Craiova. Da, da, da. Așteptăm cu interes deschiderea acestui muzeu și o să vedem. Și vom retransmite această emisiune. Poate mai facem și altele. Da. Bun, deci mergem mai departe la următoarea imagine. Iată ce frumos, sunt niște cupe aici. Asta este dintr-o serie când am făcut o serie de sticlă românească. Deci am avut și piese de sticlă neagră, așa cum există ceramica neagră. Sunt singurul artist sticlar care a vrut cu adevărat ca la export să ieșim pe piața internațională cu produse absolut specifice poporului nostru. Da, minunat. Asta e o sticlă metalizată. Asta este o altceva, altă lucrare care este sticla în duhul, din seria Sticla în duhul apei. Aha. Și are depuneri metalice. Aceste depuneri metalice, cum să spun, vor să amintească exact cum se pe toate scoicile și melcii din subacvatici se depun formațiuni de genul acesta. Da, ca tehnologie este sticlă cu metal. Depuneri metalice. Asta este din seria de o serie de piese sticlă medievală. Da, și este făcută de dumneavoastră, da? Totul. Extraordinar, e impresionant, foarte frumos. Zici că e de epocă. Păi asta am și vrut. Da, da. Și astea aici sunt sticle antice, deci pentru că în Dobrogea s-au găsit piese romane și așa mai departe. Eu am făcut de piese dacice. Adică ele par antice, dar de fapt sunt făcute de dumneavoastră. Da, da. Da, 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 minunat. Asta aici e tot din Duhul Pământului.
Suporții toți erau din cuburi de sticlă optică, sticlă masivă. De altfel sunt foarte, foarte la preț și foarte scumpe aceste piese din sticlă optică. Dar ce semnifică această lucrare? Că eu personal, la prima vedere, nu știu de unde s-o iau, ce înseamnă. Nu, eu nu am făcut de niciun fel de literatură. Eu sunt foarte bucuros că la vremea respectivă am primit această informație de sus, în care eu am văzut cum lucrează Dumnezeu și am spus, Dumnezeu, dacă a făcut niște lucruri sub pământ, eu practic lucrez în cuptorul de sticlă și voi căuta cu piesele care le fac să mă apropii cât mai mult de ceea ce a făcut Dumnezeu. Însă vă mărturisesc și mărturisesc în fața tuturor. Nu poate fi egalată în niciun fel frumusețea și perfecțiunea lucrării lui Dumnezeu în Duhul Pământului. Deci, dumneavoastră ați avut o viziune, practic, da. Așa intuitivă, spirituală, intuitiv, și absolut ați căutat intuitiv să o transpuneți în materialitate. Da. Iar ceea ce vedem acolo este, cum ați zice dumneavoastră, Duhul Pământului, da? Da. Da, interesant. Am și forme amiotice, am și alte lucruri care le-am studiat. Ce înseamnă amiotic? În totul, eu nu sunt pe principiu care l-am mai spus, e frumoasă crenguța asta că seamănă cu o balerină. Nu, nu, nu. Da, lăsăm da. Crenguța să aibă frumusețea ei de crenguță. Așa. Suntem aici la... este atașatul comercial al României, care stă cu mâna la ureche. Și aici este o expoziție de sticlă românească adusă din România și cu ocazia asta eu am participat alături de colegii mei mai mici, mai tineri, adică cu lucrări de ale mele la acest spațiu foarte frumos al Muzeului Artizanilor din Canada. Și dumneavoastră sunteți acolo la microfon, da? Da, da, da. Da. Deci scrie acolo jos, conferință cu ocazia deschiderii expoziției sticla românească la Montreal. Da. Foarte frumos. Da. Deci vedem sticla românească a venit după mine cu chiar cu steagul României, cu ambasadorul, da, da, României, cu tot. Foarte frumos. Vă mulțumim că ați dus valorile românești în Canada și în multe alte locuri. Aici este o expoziție din Montreal. Din Montreal. Cel care este cu ochelare într-o parte, aici e Michel Anastasiu, a fost președintele și eu am fost vicepreședinte la Centrul Cultural din Montreal. Da, minunat. Aici cine o fi oare? Un urât. Nu, e foarte frumos și o privire pătrunzătoare, profundă. Da, de fapt ăsta era un catalog al meu cu care plecam în străinătate, care era în patru limbi. Pentru că eu plecam și făceam multe contacte și cu ocazia asta difuzam catalogele mele și le foloseam pentru expozițiile mele. În cadrul acestui catalog era pentru expozițiile de artă textilă, culmea. Pentru că eu, între altele, prima dată am plecat în Occident datorită Trienalei Internaționale de Arte Textile, care s-a ținut la Lodz, în Polonia. Și acolo am fost întrebat de delegația de la revista Textil Kunst din RFG, domnule Popa, cu ce vă ocupați? Sunt un tânăr artist în criză dintr-o țară socialistă, dar mă aflu într-o criză de supraproducție. Cum adică supraproducție? Da. Zic, da, pentru că deja anul ăsta am făcut 3 expoziții personale. Și zic că mă pregătesc pentru a 4-a expoziție la Brașov, care este un oraș cu tradiție germană. A, ne interesează nu știu ce, nu știu cum. Și uite așa, am trimis un Fröhliche Weihnachten cu ocazia sărbătorilor și ei mi-au răspuns cu o invitație pentru cea mai mare expoziție a landului Niedersachsen.
Și așa m-am trezit în vestul sălbatic. Da, minunat, foarte interesant. Ar fi trebuit să mai fie niște poze. O să verific eu în folderele mele. Și între timp pot să completez că în albumul de artă decorativă românească în 1970 râd pentru că nu știu când v-ați născut. Așa, în 70 eu figurez cu o bijuterie. În 70 o singură bijuterie? Deci la expoziția națională de artă decorativă, practic, mă rog, cei care au făcut albumul de artă decorativă românească mi-au selectat o bijuterie care am expus atunci. Și acum nu știu dacă se vede ceea ce vă arăt eu pe ecran. Puteți să vă reproduceți asta? Nu se vede, nu se vede. Trebuie să țineți aici, nu în fața camerei. În fața camerei. Aici, în fața camerei, perfect. Puțin mai jos. Pare să fie un inel, dar... Este o verighetă unicat, făcută, turnată în aur masiv, care a fost verigheta de logodnă pe care am avut-o. Aha. Da, foarte interesant. Acum, dumneavoastră mi-ați mai trimis două imagini, o să le arătăm imediat. Și o să le comentăm. O secundă că le pregătesc acum. Așa, sper că se vede. Deci vă rog să ne explicați despre ce e vorba. Iarăși este o problemă de premoniție. Eu am aici un detaliu de la o sculptură care are o circumferință de 8 metri. Wow! Asta este miezul, practic, și dați toată lucrarea. Da. Stați invers. Aici, așa, este, da? Aici este taina. Deci, hai să zicem, nu sunt 9 metri, poate sunt 6 metri, da. 6 metri are. Se cheamă Univers Gordian. Gordian? Ce înseamnă Gordian? Se leagă de legenda nodului Gordian. Nodului Gordian, da. Pe da. Care Alexandru Macedon a fost invitat să-l desfacă. Și s-a spus, cine va desface acest nod, va deveni stăpânul lumii. Și da. Alexandru Macedon a rezolvat problema, că nu putea să se deschidă, desfacă acel nod. A scos sabia și a tăiat pe din două. Da. Și atunci, Universul Atunci Gordian... pot să spun că această lucrare, care e făcută din fibre, concepută din fibre de sticlă, și care este cu, era la vremea aceea proiectată ca să fie cu beculețe, iacă lucrurile s-au aranjat în așa fel încât se poate realiza această lucrare din fibră de sticlă mult mai bine cu LED-uri. Nu existau la vremea respectivă LED-uri. Și ați făcut-o? Și mai departe pot să spun cu ochii de acum, este simbolul nodul Universului Gordian pe care noi îl trăim prin web. Mm-hmm. Deci, adică prin internet. Internetul și tot webul planetar este cam în felul acesta. Nu mai poate nimeni să descălcească. Însă în felul ăsta se explică de ce va veni Mântuitorul cu judecata de apoi, Apocalipsa. În locul lui Alexandru Macedon
vine Mântuitorul și face separarea grâului de neghină. Da. Este, după părerea mea, e o premieră mondială când un artist încearcă să reprezinte Apocalipsa. Deci, până la urmă, acest univers gordian este legat de iminenta apropierea Apocalipsei, da? Sau unii spun că deja trăim Apocalipsa. Păi, da, la Apocalipsă, de fapt, va fi judecata în care se va alege grâu de neghină, se vor separa. Deci, ce este lumină va rămâne cu lumina și ce este întuneric va rămâne cu întunericul. Da, într-adevăr, vremurile pe care le trăim ne duc cu gândul la ceea ce se scrie în Biblie, în capitolul ultim al Bibliei cu scris de Ioan, despre Apocalipsă, pentru că, iată, avem această digitalizare care presupune codul acela cu bare, vor să ne pună chipuri, să ne controleze. Păi aici este. Și eu mai am o vorbă. Da. Acum 3 ani am spus-o. Apocalipsa se va face cu autoservire. Aha. Sclavii fericiți, cum spune un prieten. Deci oamenii vor alege, oamenii aleg. Și tocmai aici este toată taina. Până la urmă, toată lumea nu se luptă decât pe ideea ce vom alege noi. Noi nu ne dăm seama că totuși legea de libertate a omului este totală. Însă nu se poate suplini că omul poate fi păcălit. Și păcăleala este, de fapt, bătălia. Pentru că totuși se poți să intri într-o tabără sau în cealaltă. Da, omul este înzestrat de la Creator, de la Dumnezeu, cu liberul arbitru, cu o conștiință care are puteri nelimitate asemenea Creatorului. Bine, la o scară, evident, mult mai mică, însă suntem duși în ispită și atunci suntem, cum spuneți dumneavoastră, putem fi păcăliți. Deci eu pot să vă mărturisesc în mod solemn că când Dumnezeu a spus să fie, îi dăm chip după chipul și asemănarea, omul trebuie să-și dea seama că el poartă, el e purtător de chip iconic. Omul se poate ridica la nivelul sfinților. În viața mea am cunoscut 2 oameni care au devenit icoane, sfinți. Este vorba de Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasac, cel care ne-a cununat, și Părintele Iustin Pârvu. Sunt 2 sfinți. Iar eu am chiar mai mult să spun. Părintele Gheorghe Calciu s-a ocupat de tot ce înseamnă diasporă. Părintele Iustin, eu îl numesc drept voievodul Ortodoxiei Române. Este iarăși un aspect foarte important. Hai numai atât să ne gândim. Cum de-au rezistat românii? Doar cu 2. Iar Iisus Hristos cu 12 apostoli. Da. Acum, din păcate, vedem că România nu a ajuns prea grozav. Suntem considerați de mulți o colonie. Eu aș zice da, păi, da, aici este, nu poți să faci nimic cu forța. Dacă oamenii vor acest lucru, ce să faci? Nu poți. Îi dai 2 mititei și faci vaccinul. Da. Bine, acum e bine să vedem și partea cealaltă a paharului, pentru că doar 20% dintre români au făcut această alegere. Cât au fost. Însă ceea ce mă bucur foarte mult este chiar și cei care au făcut, hai să zicem, greșeli. Dar ei au optat. Ei au optat și eu le respect sârguința pe care ei au depus-o în sensul lor. Ceea ce este foarte important este pentru ceilalți care sunt nehotărâți. Iar eu, cu o altă ocazie, poate vom face o emisiune despre Monumentul Național dedicat
poetului Nepereche, poetului Mihai Eminescu. Noi mai avem aproximativ 20 de minute din emisiune. Dacă doriți, puteți să ne spuneți și acum câte ceva. În mare pot să vă spun pe tematica de care discuție care am abordat-o până acum, pot să vă spun că la complexul acestui monument național este un complex arhitectonic și are mai multe situri și mai mult piesa principală este coloana. Deci, la alcătuirea, din punct de vedere ideatic, stau câteva versuri scrise de marele poet. Două inimi când se îmbină, când cufund pe tu cu eu. E lumină din lumină, Dumnezeu din Dumnezeu. Minunat. Și cum e cu acest complex dedicat poetului național? Deci această, cum să spun, fuziune care se face, pentru că la mijlocul acestui complex există o coloană. Brâncuș a făcut coloana infinitului. Șerban Popa a făcut această coloană a dumiririi. Dumiririi neamului românesc. În momentul în care se produce dumirirea, este un moment extraordinar de măreț. De ce? E maximum unde poate să ajungă sufletul omenesc. Când doi oameni se privesc în agora creștină, care este o agora închisă, nu deschisă, în agora creștină se întâlnesc privirile a doi oameni sau alți mai mulți. În momentul ăla se împărtășesc toți și își mărturisesc sentimentul sufletesc care există și care la un moment dat se întâlnește la mijlocul acestui cerc care este agora și acolo se materializează partea sufletească într-un disc. Suita istorică a dumiririlor care neamului, la un moment dat aceste întâlniri, aceste împărtășiri, se creează niște discuri care astea suprapuse creează coloana dumiririi. În momentul s-a făcut la mijloc coloana dumiririi neamului, de fapt devine coloana mântuirii, că nu poți să te mântuiești dacă nu ești dumirit. Foarte bine spus. Iar în vârful acestei coloane este trimisul lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu face cadou unui neam care s-a dumirit nici aparate de bărbierie, nici alte lucruri. El trimite pe trimisul lui. Trimisul lui este, practic, capul înaripat al lui Mihai Eminescu. Acest cap înaripat a apărut în, cum să spun, imagistica generală a poporului român și a artelor plastice, este capul înaripat al lui Mihai Eminescu, care l-am prezentat și coloana care îl susține în 1989, exact când la București se pregăteau alte lucruri care s-au făcut și care au fost de cu totul altă sorginte. Însă eu am ținut și de atunci țin la inimă ca totuși românii să poată să se bucure de țara lor și de cultura lor și să aibă și monumentul lor național. Bun, deci acest monument național este un proiect, da? Nu e a un fost proiect realizat. Și aveți, îmi spuneți că l-ați prezentat în 1989. Sub ce formă? În 89, când am organizat în calitate de președinte al asociației Constantin Brâncuș, practic atunci am făcut și expoziția dedicată centenarului Mihai Eminescu, era de la nașterea lui Mihai Eminescu. Practic, în 89 am prezentat acest
coloană, care era numai coloană la vremea respectivă. Ulterior am reușit să pun în mișcare niște oameni cu care m-am ajutat și am realizat chiar un filmuleț. Filmulețul care prezintă, de fapt, Monumentul Național în modul virtual, în sensul că poți să intri și sub pământ să vezi ce se întâmplă în sub agora creștină, poți să vezi mai multe lucruri. Pentru că eu nu văd un monument la care lumea se duce, se uită și pleacă. Nu. Omul trebuie să trăiască în monument. Acolo este un loc cu adevărat, am și un coridor de 9 metri lățime sub pământ, care practic acolo este acceleratorul de particule de suflet românesc. Este, cum să spun, o paralelă la acceleratorul de particule de la CERN. Da, din Elveția. Da. Deci în 89 ați prezentat cu filmuleț proiectul? Nu, nu. Filmul ăsta făcut pe un program de ordinator, este cu animație, nu știu ce, e o lucrare cu care trebuia să găsesc pe cineva care și-a dedicat mult timp alături de mine ca să facem. Însă, cu acest proiect, dacă cineva întreabă câtă piatră, câtă sticlă, cât metal, pot să prezint niște devize în sensul ăsta. Și aveți o aprobare? Ați discutat unde să amplasați, să construiți acest... Eu v-am spus, uitați că vorbiți cu un exilat de profesie. Eu am fost exilat 40 de ani și de 3 ani sunt exilat în România. Am văzut mulți oameni care sunt din diasporă, care s-au întors în România și care au fost, bineînțeles, foarte bine. Nu, n-am nimic, n-am, foarte bine că anumite medii românești i-au sezizat și asta. Rămân foarte stupefiat în momentul în care văd că un om care s-a luptat numai și numai pentru cultura românească și care a ajuns și membru al Academiei Româno-Americane pe continentul american, unde vorba aia, m-am întâlnit și cu Paller și cu profesorul Anger Rugină, care m-a invitat să merg cu el să țin conferințe în lumea întreagă, toate lucrurile astea, la un moment dat, în România de astăzi nu mai valorează, două parale nu mai valorează, pentru că se pune, să zicem, o bănuială. Bănuială că ce? O bănuială că, vezi, Doamne, că eu am fost sprijinit de ocultele comuniste. Nu știu, am făcut parte dintr-o generație, am iubit neamul, am făcut tot ce puteam să fac bine. Și atunci, și în continuare, dar problema este că la un moment dat, în 84, când m-am hotărât să rămân în Canada, atunci, practic, eu nu m-am mai întors de atunci în România ca un fiind un cetățean român, ci am plecat din 87, am devenit cetățean cu dublă cetățenie și am participat la Congresul Mediilor Românești de pretutindeni, poftim și... Da. Domnul Pupa, dumneavoastră vedeți că nu e cazul dumneavoastră singular, pentru că se scoate istoria din manuale, din învățământ, nu se mai vorbește de Eminescu, de toate valorile. Deci atunci să adresez scuze între tuturor celor care audiază această emisiune, că poate, cum se zice, am trăit prea mult. A, nu se pune problema. Însă aș închide ochii cu multă amărăciune, pentru că, cum vedeți, eu încă totuși cred cu tărie că oamenii noștri vor căpăta cu adevărat maturitatea. Și ca un vin bun vor da gustul lor întregii Europei. Să vă întreb în finalul emisiunii noastre, cum vedeți noastră ieșirea, o soluție din acest marasm în care am fost târâți, nu ne mai recunoaștem valorile,
Mulți români se consideră cetățeni ai lumii, nu mai dau doi bani pe propria țară, mai ales tineri. Ce putem face ca să ne menținem conștiința națională? În primul rând să-și mențină echilibru, pentru că omul care încearcă și în partea stângă și în partea dreaptă, și asta va merge în zigzag, asemenea unui bețiv. Ceea ce e foarte important este să ne echilibrăm, să ne autoevaluăm, să ne autovindecăm și în felul acesta să putem merge mai departe. La viața mea am avut o bucurie mare, am întâlnit un om care mi-a făcut ordine în toate cunoștințele mele, pentru că m-a și vindecat de niște suferințe fizice, care 25 de ani am suferit. E Valeriu Popa. Valeriu Popa, da, mi-a spus. Da, și Valeriu Popa, el vorbea și spunea, cea mai grea meserie pe lume este meseria de om. Și trebuie să facem un partid al oamenilor. Un partid al oamenilor în care oamenii să se poată privi în ochi și să nu le fie rușine. Și eu mulțumesc lui Dumnezeu că am toate lucrurile la muzeu, toate actele mele sunt acolo, toate fotografiile, toată documentația. Cine dorește este invitat, masa e pusă și pot să găsească toate umbrele pe care ei doresc să le găsească. Dacă le găsesc, voi fi bucuros ca să mă vorbesc cu ei și să le explic. Însă eu mă bucur că nu am făcut căi ocolite, ba din contră. Pot să spun că drumul meu a fost pe o singură idee, de a face lucruri bune pentru memoria poporului român. Da, spuneați foarte frumos de Partidul Oamenilor, că e nevoie să rămânem autentici. Problema este că în zilele noastre suntem deturnați de la a recunoaște valorile. Ni se vorbește de valorile europene, de educația LGBT, să mâncăm făină de greier, tot felul. Deci există o influență foarte perversă asupra conștiințelor și mai ales tinerii sunt total debusolați, ei nu mai știu care sunt adevăratele valori. Cum se cheamă emisiunea noastră de astăzi? Firescul natural. Da, dar ca să poți să recunoști firescul natural, trebuie să ai deja sufletul trezit, o inimă pură, curată. Pentru că dacă noi nu ne dăm seama că trebuie, ce trebuie, ne trebuie, este să putem să avem ceea ce noi suntem. Noi suntem încă ființe naturale. Când vom fi combinați cu roboți și cu alte lucruri, va fi cu totul altceva. Da, suntem încă, însă nivelul de conștientizare diferă, pentru că... Eu nu pot să spun la niciun om, dacă el vrea să devină roboțel cu mișcări sacadate și alte lucruri, este, din punctul meu de vedere, face ce vrea el. E viața lui și alegerea lui. Păi și Dumnezeu mi-a dat liber arbitru. Da. Aici este toată problema. Problema este, atâta timp cât mai există oameni, vor căuta naturalul, firescul natural. Dați-mi voie să vă amintesc de consilierul lui Klaus Schwab, îl cheamă Yuval Harari, care spunea ce înseamnă chestia asta cu liber arbitru, că oamenii când iau decizii de capul lor, numai prostii fac. Să terminăm cu sufletul, cu alegeri, cu Dumnezeu. De acum noi suntem Dumnezeu, noi elita globală. Da, ei pot să fac regulile. E tot dreptul lor, ei au tot dreptul. Problema este, cum să spun, mie dacă vine unul și spune hai să ne îmbătăm, eu îi spun băiatule, eu nu pot, eu nu beau, nu vreau să mă îmbăt. E chiar de asta e treaba. Da, și acum dacă mergeți la magazin să vă cumpărați o pâine, s-ar putea să aveți surpriza că e cu făină de greier. Da, și nu problema e că există niște aparate care pot să-ți facă făină chiar în casă. Au făcut nemții. Bun, pentru asta trebuie să înțelegem necesitatea de a evita anumite capcane, să le zicem așa. Credeți că întâmplător din sticlar inițial am devenit bijutier, am devenit textilist? De fiecare dată, în loc să mă lupt,
și să-mi pierd timpul și viața, am făcut alte moduri și am și dat un interviu la România Cultural în urmă cu mulți ani și am spus, atunci când mi s-a închis o ușă în nas, am căutat o altă ușă. Da, deci să ne păstrăm speranța, încrederea și să căutăm soluții, pentru că ele există. Mi-a plăcut foarte mult ideea pe care a spus-o mai devreme și subscriu, că trăim niște vremuri în care se alege grâul de neghină și va veni Mântuitorul și va tăia acel univers gordian și este necesar să fim pregătiți. O să încheiem cu această idee, mă adresez și eu telespectatorilor, dragii noștri, aveți posibilitatea de a alege între valori precum cele pe care vi le prezintă domnul Corneliu Șerban Popa sau așa zisele valori ale clubului Davos cu Klaus Schwab, cu greieri, cu educația LGBT. Deci dacă noi ne menținem această încredere în puterea pe care ne-a dat-o Creatorul, a liberului arbitru, vom putea face diferența. Altfel, dacă suntem adormiți, vom putea fi păcăliți. Nu-i așa, domnul Șerban Popa? Mai mult de atât, invit toată lumea să conștientizeze că trăim o epocă patetică. Cine crede că poate să doarmă liniștit într-o epocă de mare agitație și foarte patetică, orice poate să poate să doarmă, dar în niciun caz spiritul lui, pentru că ne ducem la Goya, care da, a spus că noaptea, cum se spune, noaptea minții, ca așa ceva, moartea asta poate să producă monștri. Somnul rațiunii naște monștri. Da. Aceasta exist. Era... Da. Da, așa că să fim atenți, să ne păstrăm vigilența a sufletului, a conștiinței, pentru că altfel cădem în prăpastia plină de moști. Este o vreme a alegerii, a selecției. Bun, domnule Șerban Popa, vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit. Sunteți o comoară de înțelepciune, de trezire a inimii, a conștiinței și sperăm să mai facem mai multe emisiuni în care să ne prezentați din revelațiile noastre, care, în opinia mea, merg direct la suflet. Cu aceasta o să încheiem. Dragi telespectatori, vă mulțumim și noastră și, în măsura în care v-a plăcut această emisiune, vă rugăm din nou să o distribuiți. Cu aceasta încheiem. La revedere! Mi-a făcut plăcere. La revedere! Și mie, la revedere! Ok.
Marcel, ai urmărit și tu? Ai urmărit emisiunea? Da, mai puțin în ultimele 5 minute. Da. Poate 10. A fost ok, nu? Da, nu. M-a vorbit foarte frumos asta și, cum să spun, eu sunt într-un fel mulțumit că mi-am dat cât de cât dimensiunea. Mi-am dat obolul, cum să zicem. Am reușit să realizez cât de cât cam ce aveam de spus. Da, e ok. Da. Da. Și cam eu... scurt, așa și cam, cam prea puțin din fiecare subiect. Am dat... Până un alta, până un alta e bine, pentru că ceea ce este foarte important este... când o fi treaba cu muzeul, dar în sfârșit am spart gheața, dragul meu, eu de când spun că de 3 ani de zile mă simt în exil în țara mea, e posibil? Nimeni nu-și dă seama de dimensiunea tragediei care o trăiesc și singurătatea, pentru că practic un om cu experiența mea și cu asta, normal trebuia să fiu, că sunt niște profesor la Institutul de Arte Plastice, de ceva sunt, n-au fruntea decât de 3 centimetri, nici ce 3 centimetri. Aici este, aici e durerea. Este, cum să spun, s-a creat o camarilă de monstruoasă camarilă de indivizi lipsi.